E adevărat, București are nevoie de parcare park and ride pentru a diminua traficul în București, pentru a nu mai avea tranzitul la nivelul care este astăzi în București, pentru că cei care vin din afara Bucureștiului să-și poată lăsa mașina la intrarea în București să meargă cu mijloacele de transport. Este adevărat că avem nevoie de parcări de mai multe tipuri. Supraterane, subterane, la stradă, care sunt astăzi pe bulevardele care sunt circulate de RATB, dar care nu sunt reglementate. Problema se pune în felul următor, sursa de finanțare. Partidul România Unită și-a asumat în program construcția 12.000 de locuri de parcare în București, câte 2.000 de locuri de parcare pentru fiecare sector. Iar sursa de finanțare este din introducerea sistemului SMS Parking, prezent în toate marile orașe europene, și prin taxarea marilor generatori de trafic. Mă refer la hipermarketuri, supermarketuri, bănci multinaționale, clădiri de birouri care nu au respectat legea și când s-au construit nu și-au creat locurile de parcare care erau prevăzute de lege la suprafața construită. Aceste două surse de finanțare asigură construcția 12.000 de locuri de parcare, care sunt, pe de o parte, la, cum revenim, la parcări subterane, și am și identificat niște zone concrete, la Edgar Chine 300 de locuri de parcare, la Walter Mărăcineanu, piața Walter Mărăcineanu 300, la Perla Dorobanți 300 de locuri de parcare, la Gara de Nord 1000 de locuri de parcare, la piața Dorobanți 300, la Charles de Gaulle sunt două buzunare care pot fi făcute de parcări subterane, 600 de locuri, la Esplanada 2000 de locuri de parcare pot fi făcute prin centrul Bucureștiului, la Casa Presei Libere 1000. Parcări supraterane pot fi făcute la pe strada Tonița cu spraiul Independenței, unde este un proiect, este un teren care aparține în coproprietate Primăria Capitalei cu Academia Română și se poate dezvolta proiectul acolo. În zona Spitalului Colentina se mai pot face 300 de locuri de parcare, la galeriile de la metrou Piața Victoriei Guvern încă 300. Parcările la stradă de pe bulevardele care sunt circulate de RATB, introducerea sistemului SMS Parking diferențiat pentru cei care au domiciliu acolo și au un regim sau față de cei care nu locuiesc acolo, iar foarte important sunt parcările de reședință rezidențiale din interiorul cvartalelor de blocuri, din cartiere, unde sunt zone din domeniul public care pot fi, se poate investi și crea locuri de parcare prin parcări subterane, deasupra cărora pot fi amenajate parcuri sau terenuri de joacă. Iar 10.000 de locuri...